Salutare, bine ați venit la Teromania, eu sunt Alex și astăzi avem un nou clip de World of Warcraft. Momentan suntem unde e Argent Tournament, facem niște daily-uri, strâng Champion Steel ca să-mi iau următorul mount. De vreo lună și ceva m-am băgat din nou la World of Warcraft, este pe Warmain, unde am jucat și înainte. Nu că nu aș plăti pentru oficial, dar timpul nu-mi e destul de mult timp și e și costisitor, dar o să fac și clipuri cu retail, nu vă îngrijorați, o să joc și pe retail, o să fac niște clipuri pe pe World of Warcraft retail și sper să vă placă, asta o să urmeze în perioada următoare. Fac mai mult acest clip să vă spun ceva legat de acest canal și ce se va întâmpla pe acest canal. Acest canal, când a fost făcut în 2015, a fost făcut în Olanda, eram în Olanda în perioada respectivă și nu pot monetiza nimic din ce am făcut și canalul are practic ceva bani, dar banii respectivi sunt blocați în AdSense fiindcă nu pot primi pin-ul. Ca să poți să fii partener AdSense, trebuie să primești un PIN și să validezi ceva cont bancar. Ei, adresa mea este doar de Olanda și ca să pot face chestia asta trebuie să fac un alt cont de AdSense și nu pot să-l leg de contul acesta. Ar trebui să încep de la zero. Acum, mă gândesc, ori fac contul de la început, adică încep un alt cont și mut tot contentul de aici pe celălalt cont, ori las contentul pe care l-am deja aici, fiindcă oricum e aici și nu are rost să-l schimb și încep un alt cont de la zero, doar cu alt nume. Adică să mut cumva doar brandul, dar las totul în urmă. Adică fac doar povești din Warcraft, dar de pe alt cont și cu un alt nume. Acum nu știu dacă s-ar merita, fiindcă pentru mine a durat destul de mult să fac acest cont de la zero. Adică să-l cresc de la zero, să fie la 1700 de abonați și clar o să-mi ia încă 10 ani. În România World of Warcraft nu este așa de popular, cred că sunt câțiva mii de playeri și mulți nici nu mai joacă sau nu se mai uită la povești din Warcraft, deci vreau să mă axez și pe alte chestii. Nu că nu-mi place World of Warcraft sau că nu-mi place povestea din Warcraft, dar nu, ca nișă e foarte restrânsă și aș fi singurul care face asta și nu se mai uită nimeni. Cred că am 10 oameni care se uită. Dar vreau să fac în continuare povești din Warcraft, vreau să mai continui cu lore-ul din Warcraft, fiindcă mi-a plăcut și de ce nu. Un alt lucru ce vreau să-l vorbesc, legat de content. Nu o să pot face la fel de mult content cum făceam, fiindcă am niște chestii personale pe care nu am cum să le evit și sunt mult mai importante. Nu că nu ar fi important contentul de pe YouTube, dar astea sunt mult mai importante și sunt legate de familie. Dar totuși vreau să postez, măcar o dată pe săptămână, eu zic că e totuși ok, să fie o dată pe săptămână și să fie un content mai ok, nu doar gameplay, dar când nu o să fie content, ok, să fie gameplay, ceea ce e bine. Ia uite, decât niciun clip, mai degrabă am 4 clipuri pe lună. Și încerc să mă gândesc în perioada următoare dacă să încep contentul deja pe alt canal și acesta să-l abandonez sau dacă să postez în continuare pe acesta și să fac reclamă la noul canal, dar să-l pun și pe noul canal. Adică să fie cumva update dublu și upload dublu. Adică același clip îl pun de două ori, o dată pe canalul T-România și o dată pe canalul unde o să mă mut ca să amintesc subscriberilor să plece pe nou canalul nou, fiindcă acesta va fi inactiv. Acest lucru va fi de bea în 2023, o să fac treptat chestia asta, adică dacă o să încep acum, să zicem, o să pun primul clip, următorul clip o să-l pun pe canalul nou și o să vă zic, uite, vă găsiți și pe canalul nou și o să-l pun link în descriere, să mergeți acolo să dați subscribe. Eu mai am un canal de YouTube, numele meu personal, dar cred că o să-i schimb numele în ceva, chiar povești din Warcraft, de ce nu? Și acolo o să mut totul ce ține de povești din Warcraft. Ok, am de desfăcut aici încă două de astea. Astea sunt niște daily-uri ce îți dau Champion Seal și cu ele poți să-ți iei anumite mount-uri și ok, hai că am terminat. Oh, God damn it.
de elibera pe ăsta. Sunt mai multe, dar să vin câte vin de toate. Ok, hai să mergem să facem threat from above și mai sunt aici încă unul. Ok, mergem, facem quest-ul ăsta. Oricum, o să mai postez, cel puțin cu World of Warcraft, fiindcă recent mi-a reaprins această pasiune un prieten, adică el s-a băgat pe acest server și a zis că hai să jucăm amândoi și... Și acum merge, avem aici un quest, să văd dacă e ăla cu sulița aia, nu e altul. E altul. Aici undeva sus. Și cam asta e cu... spuneți și voi ce vreți să postez în perioada următoare, vreți povești din Warcraft, vreți gameplay cu World of Warcraft sau... orice altceva. Eu sunt deschis la sugestii și o să vă urmez sfatul. Oricum, cred că încheie aici clipul. Eu sunt Alex, până data viitoare, salut!